măsuri mai stricte la nivelul Tribunalului Maramureș pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Reprezentanții instituției au anunțat că de astăzi s-au dispus măsuri de reducere a programului de lucru cu publicul și de emiterea unor recomandări privind accesul persoanelor străine în sediile Tribunalului Maramureș. Astfel, programul de lucru cu publicul al compartimentului arhivă registratură s-a redus la două ore, în intervalul 8-10 de luni până vineri. Arhiva va fi închisă în zilele de vineri din a doua și a patra săptămână din lună. De asemenea, se recomandă justiția bililor și și apărătorilor care s-au deplasat în zonele în care au fost identificate cazuri de îmbolnăvire să evite prezența în instanță și să ducă înscris la cunoștința Tribunalului Maramureș această împrejurare. Totodată li se recomandă să studieze cauzele prin intermediul aplicației Infodosara Curții de Apel Cluj și a codului de acces electronic generat pentru fiecare dosar în parte și să comunice actele de procedură înscris prin poștă, fax sau e-mail.